Mesajul lor este simplu, venit din inimă. La mulți ani români, la mulți ani România! La mulți ani România, la mulți ani român! Deșteaptă-te română, în somnul cer de moarte, în care tardă-nciră barbarii de tirani, barbarii de tirani. Acum, ori niciodată, croiește-ți altă soartă la care să se închine și cruzii tăi dușmani, și cruzii tăi dușmani. Unii dintre ei au vrut să le transmită câteva cuvinte, mai ales în vremuri grele. Vreau să fie curajos, să treacă cu bine peste acest coronavirus și cam atât. Și la mulți ani? Da, și la mulți ani în 1 decembrie. La mulți ani pentru toți românii să fie sănătoși și să aibă grijă de țară. Deși organizată fără prezența publicului, cei mici au ținut neapărat să vină la manifestare să vadă militarii, dorindu-și ca atunci când se fac mari să apere țara la fel ca ei. La mulți ani! La mulți ani! Tu vrei să faci polițistă? Da. Îți place? Da. Place și mie. De asta v-ați îmbrăcat așa frumos? Da. De 1 decembrie, cea mai frumoasă urare vine din partea celor ce reprezintă viitorul României. Mulți ani România, la mulți ani țara mea! Un la mulți ani pentru toți românii! Ce vrei să le spui tu românilor de ziua națională? Că e ziua României! Sănătate și noroc! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani! La mulți ani România, la mulți ani țara mea!